Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pastorul a dat explicații presei și curioșilor. Am intrat în sală când am văzut că oamenii ies și au început să tușesc și eu ca ceilalți. Am evacuat biserica, am anunțat autoritățile. Ia ghiciți cum îl cheamă pe pastor? Moise Vrăjitor. Deci... Nu râdem de numele omului, dar îl cheamă Moise Vrăjitor. Adică nu îl cheamă Moise Vrăjitorul, cum e de obicei în română. Și că mai ai, am și eu un coleg în armată, îl cheamă Vrăjitor. Nu, este Moise Vrăjitor. Și Moise, mă. La asta nu mă așteptam. Da. Și deși toate... Apare pseudonimă. Auzi? La pastorii de scenă, baptiști, cred că au nume de scenă Vrăjitor. Și de ce și-a spus Vrăjitor? Să fie mai... De ce nu și-a spus Moise Preacucernic? Sau... Nu știu. A pus două ca să... Vezi că Luca nu râde, e frică. Da? Să impresioneze și într-o parte și în alta. Ăsta știi, care pare, nu știu ce, ăsta e cel mai dintre toți. E foarte frică de... Dar de ce ți-e frică? De Moise sau de Vrăjitor? De mai mult de Vrăjitor. Da, și asta e, toată lumea se plângea de un miros suspect, insuportabil, înțepător. Echipajele de intervenție nu au reușit să identifice nimic toxic. Ipoteza e că totul a început totuși de la un enoriaș sau enoriașă care s-ar fi dat cu prea mult parfum. Nu cred, mă. Ceea ce mi se pare plauzibil. Mi se pare plauzibil. Făcuse cineva să se împling pe lângă biserică? Da, nu știu înainte? Dacă am făcut. Am văzut că sunt enoriașe și nu doar la baptiști. Așa. Care fac sampling personal. Adică dau jumătate de kilogram la propriu, cred. Adică, da, da, da. Serios, chiar cred că dau cu cel sunt puțin... zile când nu poți să intru în lift. Da, exact. 200-300 de mililitri de parfum, cred că dau pe ele însele. Și pe ei. Și au parfum cu baxul. Deci da. E incredibil cum se întâmplă. Așa cred că făcea săraca Dumnezeu să odinească profesora mea de geografie, doamna Apostol. Foarte doră mie de ea, dar nu când voia să mă pupe de drag ce era de mine. Și, măi, era mustea de parfum, săraca doamna Apostol. Da. Așa că îi înțeleg pe bieții enoriași. Doamne, miluiește! Dar cum ți-ai adus tu aminte de doamna Apostol când vorbești de enoriași? De adică... domn Moise Vrăjitor, da? Corect. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.